Doamnelor și domnilor, bună seara, asta Adrian Vraucu, reporter la HuffPro și continuăm o serie noastră de ediții a presei cu articolele cele mai importante de astăzi și respectiv cele mai citite. O să deschid în această seară emisiunea noastră online cu un articol de pe Digi24.ro, site pe care citim destul de des emisiunea noastră. Se pare că un avion cu turiști și cu pasageri români care a aterizat în Creta, toți pasagerii au fost testați de coronavirus. Un martor a declarat că nu li s-au dat explicații pentru de ce a fost luată această măsură. La aeroportul din Creta a fost testată fiecare persoană care a venit din România cu o cursă care a adus turiști din București și Cluj-Napoca. Testarea a durat peste 3 ore, a povestit la G24. Vlad, unul dintre pasagerii aflați în avion. El a adăugat că din spusele personalului de la hotel, turiștii din alte țări nu au trecut prin astfel de proceduri. Aceasta, deși autoritățile din Grecia dădeau ieri asigurări că posibilitatea ca turiștii români să fie testați pentru COVID-19 este foarte mică. Prin urmare, nu se știe exact ce s-a întâmplat, de ce oamenii au fost nevoiți să petreacă mai bine de 3 ore pe aeroport. Și este clar că ambele curse, atât cursa din Cluj cât și cursa din Creta, pasagerii au fost nevoiți să fie testați. Vă salut pe toți cei care vă uitați pe live și nu uitați care este obiceiul nostru de film în fiecare seară. Dacă aveți subiecte pe care doriți să le comentăm, o putem face, doar trebuie să lăsați un comentariu cu întrebările pe care le aveți. Iar eu încerc să dezbat subiectul împreună cu dumneavoastră. Mergem mai departe cu subiectele zilei, cel pe care l-am pus și în titlul acestui live. Roxane a revenit cu mărturisiri după ce a fost bătută cu etichetă de iubit. Am fost șantajată, abuzată emoțional și lovită, a spus Roxane. Deși se bucură de un mare succes în plan profesional, este tânără și deja foarte apreciată de mulți oameni. Roxane este domnișoara care a fost declarată ca fiind de reprezentanta României la Eurovision, ce trebuia să-l țină anul acesta, dar din cauza pandemiei de coronavirus, Eurovision a fost amânat pentru anul viitor și vom vedea dacă va rămâne Roxane reprezentantă sau nu, depinde de ce decizie va lua televiziunea română, care este organizatoarea acestui concurs. Ea a vrut să-și asigure fanii pentru postare pe o rețea de socializare, ca acum se simte mai bine și că încearcă să depășească trauma trăită, de altfel a vrut să revărească situația despre care vorbea în mediul online, spunându-se despre ea că ar fi decis să-l ierte pe cel care i-a devenit călău. Roxane susține că nu se gândește la o împăcare cu acesta și nici nu face vreo modificare asupra deciziilor pe care le-a luat în urma unui eveniment neplăcut. Acum o să mă opresc puțin din ce spui colegii mei de la HuffPro și am să condamn violența împotriva femeilor, bărbaților, copiilor. Este un lucru urât, atât violența fizică cât și violența verbală, cred că trebuie condamnată vehement și cred că imediat ce apare trebuie reclamată la autoritățile competente sau să dispară imediat acea persoană din viața noastră. Acest lucru Roxane nu l-a făcut o bună perioadă de timp până când a fost într-un final încurajată să facă pasul mai departe. Intrăm pe site-ul știu.ro și aflăm, citim un articol despre un fost primit la România care și-a înșelat soția cu cumnata, mai precis sora soției, iar cumnata i-a dăruit un fiu. Pe știu.ro este vorba de găsit articolul despre ce fost premier este vorba. Și vă recomand, în cazul în care aveți multe întrebări la care vreți să aveți răspunsuri, știu că unul este unul dintre site-urile care vă oferă răspunsuri și răspunsurile unele cam foarte bune. Azi dimineață s-a produs un cutremur în București, seismul s-a produs la doar 100 de km de București. Un cutremur de magnitudine a 3.2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri la ora locală 00:01, adică azi noapte la ora 12:01, în județul Prahova, potrivit celor de la INPT. Cutremurul a avut loc la o lungime de 196 km, iar seismul s-a produs la 45 km nord de Ploiești
50 de kilometri de Brașov și 100 de kilometri de București. Cel mai semnificativ cutremur din acest an s-a făcut pe perioada 31 ianuarie în Franța, la o adâncime de 121 de kilometri și a avut o magnitudine de 5,2 grade pe scara Richter. Titrează cei de la România TV. Tot astăzi, un subiect dezbătut în spațiu a fost programul de relansare economică a guvernului PNL, la care a participat și președintele Klaus Iohannis. Aș vrea să salut și eu pe Mătăin Alex, Nica Cojăceanu, sper că nu v-am botezat, dacă e, vă rămân datat cu miel de Paște. Bună seara tuturor celor care vă uitați! Vă spuneam că astăzi s-a lansat programul de relansare economică pe care românii l-au putut vedea în direct și pe CT24. Președintele României, Klaus Iohannis, a fost invitat în special și la evenimentul de relansare a programului de relansare economică au fost invitați, bineînțeles, toți ministrii din cabinetul Orban, care au prezentat pe rând care sunt planurile guvernului pentru a readuce România pe drumul cel bun. Avem și niște vești bune. Mezzosoprana Maria Maxim Nicoară, de semnul de recuperare, spun cei de la HAF.ro, starea ei de sănătate a evoluat. Iar în HAF puteți să citiți o declarație a domnului dr. Baltag, director medical la Studia de Recuperare din Iași, în care ne vorbește de mezzosoprana Maria Maxim Nicoară și despre starea ei de sănătate actuală. O să vă las link-ul în descrierea, în comentariile la acest live, în cazul în care doriți să citiți mai multe detalii despre starea de sănătate a artistei. Să sperăm că totul va fi bine și că se va însănătoși grafic. Bună seara tuturor celor care ne-au intrat în continuare pe live-urile noastre. O să continui cu alte informații, crește din nou numărul bolnavilor cauzate de coronavirus, câte cazuri au fost înregistrate în România la data de 30 iunie, adică ieri. În ultimele 24 de ore au fost confirmate 388 de noi cazuri de coronavirus din 10.424 de teste efectuate. După cum v-am zis acum două zile, domnul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, a declarat și locul care s-a și încălcat că nu vor fi luate măsuri de relaxare în etapa următoare care ar trebui să fie din data de 1 iulie, tocmai pentru că nu ascultăm și nu ținem cont de regulile pe care guvernul a stabilit cu privire la pandemie, și anume să purtăm masca, să ne dezinfectăm, să de respectăm distanța socială și așa mai departe. Continuăm cu o știre despre celebrul Liviu Dragnea, care vine cu noi acuzații din închisoare și spune că de fapt nu el ar fi propus ordonanța 13. Vă reamintesc, dacă vă amintiți, ordonanța 13 când a apărut la a apărut într-o noapte și Piața Victoriei a fost plină de protestatanți. Sute de mii de oameni au ieșit în cele 7 zile aproape de protest și au protestat vehement împotriva guvernului și au încercat să dărâne această ordonanță. Până la urmă ne-am ales cu demisia premierului de la acea vreme, respectiv Victor Ponta, și de asemenea ne-am ales cu un pas în spate făcut de guvernul PSD. O să vă pun o imagine care, din punctul meu de vedere, este memorabilă, referitoare la protestele din Piața Victoriei de când a apărut ordonanța de guvern 13. Ea a fost până la urmă definitiv îngropată de președintele României, care a promulgat toate legile care o abrogau. Asta se întâmpla în anul 2017, respectiv acum 3 ani, când v-am spus un număr foarte mare de protestatari au ieșit în Piața Victoriei și și-au exprimat nemulțumirea cu privire la existența acestei ordonanțe.
Pare se că Dragnea dezvăluie din închisoare. Știți că el a făcut recent un interviu pe Skype, motiv pentru care a și fost oprit, n-a mai putea să muncească în penitenciar. Fostul președinte al Camerei Deputaților a amintit că în timpul de campanie electorale din 2019 a fost foarte nervos în timpul alegerilor pentru președintele României. Cătălin Dăncilă spunea presiei că nu ar semna o cerere de grațiere a fostului ei șef. Nu se scuze pentru zgomotul din funal, eu fac nevoie de acasă în acest moment și căsărul meu s-a apucat deja. Lucrăm de acasă în perioada aceasta și astea sunt condițiile, nu avem ce să facem. Dacă cățelul lui a venit joaca, se joacă. Prin urmare, zgomotul din fundal este generat de colega mea, Vicky. Mergem mai departe cu știrile și cu ce mai scriu ziarele. Intrăm pe cancan.ro și aflăm că Cosmina Adam este noua asistentă de la Acces Direct, care o înlocuiește pe celebra Emily Burghielea, care și-a dat demisia în direct la TV. Vă amintiți scandalul cu Vulpița, cu Doamne, iartă-mă ce a fost acolo, și cu Burghelea, care a zis că Vulpița este bătută de Viorel și că Acces Direct și Antena 1 ascunde aceste lucruri. Emily Burghelea rămăsese să mai facă dezvăluiri, să mai facă tot felul de mărturisiri. Ei, vedeți dumneavoastră, se pare că dezvăluirile și mărturisirile au încetat, pentru că dintr-o dată Emily Burghelea n-a mai apărut pe canalul de YouTube, deocamdată cel puțin, nu se știe niciodată când o să reapară, iar aceasta este noua asistentă de la Acces Direct. O puteți vedea și dumneavoastră, o să puteți vedea și dumneavoastră în câteva secunde, de fapt, pe ecranul nostru de live. Acces Direct continuă cu audiențe fulminante pentru emisiuni de zi, și indiferent cât de ipocriți sau nu suntem, nimeni nu se uită la Acces Direct la Vulpița și Viorel, dar toată lumea are grijă să facă acest lucru. În sensul că audiențele nu confirmă că lumea nu s-ar uita la Acces Direct. Dar știți cum e, acum, până la urmă, fiecare alege ce emisiune vrea să vadă. Îmi atrage atenția un coleg din redacție că trebuie să citesc un comentariu. O să rog mult dacă se poate să-mi dea să văd și eu despre ce comentariu este vorba. Nu îl văd. Mulțumesc colegului meu. Aș vrea să fie. Haideți să vedem. Magdalena Deac spune așa. Aș vrea să fie măcar pusă problema de ce statul nu sponsorizează deloc creditele persoanelor fizice, dar dă bani grămadă la firme. De ce se încalcă legea și nu alimentează cu bani din singurul program guvernamental din țară care dă credite fără dobândă la populații persoane fizice, anume programul Investește în tine? Am dovada scrisă că suntem exact la un singur pas de a da drumul la acest program, că este obligația lor prevăzută de lege să se dea drumul la acest program și nu o fac, că nu vor ei, guvernul, pentru că este un program PSD și nu le convine și de aceea suferim noi, populația, pentru că ei s-au dus să lupte, au dus lupte de putere pentru Roșciolanul fără noi, spune doamna Mătălina Deac. Dacă aveți mai multe informații, o să vă rog cum o să ne trimiteți și nouă pe adresa de mail, pe WhatsApp, să vedem exact despre ce vorbiți. Nu știu exact despre ce, de fapt știu la ce program vă referiți, dar nu știu exact de ce nu a fost lansat programul de care spuneți dumneavoastră. Noroi că vă lansa în curând. Încheiem live-ul cu In Memoriam Liviu Vasilică. Dacă vă amintiți de celebrul Liviu Vasilică, n-aveți cum să nu vă amintiți, în special dacă l-ați urmărit. Acesta a filmat bine să își sărbătorească ziua de naștere. Și o să încerc să pun pe fundalul melodiei de lui Liviu Vasilică, sper să nu ne luăm într-un report. Nu facem prea mult rău în a face asta. Tot mâine ar fi fost și ziua domnului Octavian Paler, scriitor și publicist român, care a murit în 2017, iar Liviu Vasilică a murit în 2004. Mâine mai este ziua de naștere a lui Cosmin Rușă, în cazul în care sunteți fani
Cătușă, Dan Mica și mulți alți oameni pe care îi sărbătorim mâine. Calendarul ortodox cu sărbătorile de mâine este afișat pe Hafen.ro, iar în ediția de mâine vom discuta și vom da detalii despre un nou concurs. Închei prin a vă spune că în continuare, dacă vă abonați la canalul nostru de YouTube, Hafen.ro, și să ne uitați-ne într-un comentariu la acest live că v-ați abonat, puteți câștiga un abonament Netflix valabil un an. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară plăcută. La revedere!